Reprezentanții administrației locale din Belinț au finalizat cu succes lucrările de iluminat nocturn la terenul de fotbal. Sportul nu a fost neglijat de aceștia și în fiecare an au încercat să aducă un plus bazei sportive. În prealabil, tribuna a fost dotată cu scaune pentru confortul spectatorilor. Dragi cetățeni ai comunei Belinț, un alt proiect pe plan sportiv de data aceasta. Am reușit să terminăm lucrările de iluminat nocturn la terenul de fotbal din Belinț. După cum bine știți, în anul 2021 am promovat din promoție în județ. Acolo am activat până în anul 2023. În fiecare an am încercat să aducem un plus la terenul de fotbal și, după cum bine știți, am dotat tribuna cu scaune ca să confere spectatorilor un ambient mai plăcut sau un confort, să spun mai bine așa. Anul acesta am reușit să oferim tuturor sportivilor CSC Belinț un mediu prielnic pentru a-și desfășura antrenamentele pe perioada de seară. Astfel, sportivii de la CSC Belinț, dar și cetățenii care practică sportul de masă, au acum condiții potrivite pentru a face mișcare. Am reușit aceste obiective și, cu siguranță, având echipa în Liga a 4-a, trebuia să ridicăm aceste condiții pentru a se pregăti și a face o performanță bună și să ne menținem acolo. În zona terenului se află și sala de sport, terenul sintetic, care la fel sunt întreținute să confere condiții echipelor vizitatoare, dar și sportivilor comunei. Aceștia pot să-și desfășoare antrenamentele și pe perioada iernii. La Chizătău există de asemenea un teren sintetic cu nocturnă.